să vă vizualizez pe fiecare dintre dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că nu suntem numai noi la umbră, sunteți și dumneavoastră la puțină umbră. Înainte de a vă împărtăși câteva gânduri legate de tema care mi-a fost transmisă, aș vrea să-i mulțumesc foarte mult pe Sfințitului Părinte Episcop Galaction pentru invitația de a fi părtaș acestui moment de bucurie, de întâlnire cu tineri din Episcopia Alexandriei și Telormanului. Tema care mi-a fost propusă, transmisă de către colaboratorii preasfinției sale, este una extrem de vastă, extrem de largă. Ea se numește Provocările Lumii Contemporane pentru generația tânără și răspunsurile Ortodoxiei. Înainte de a încerca să fac o mică analiză, o mică chestionare, dacă aș putea numi acest demers, a prezentului în care noi trăim, aș vrea să vă spun un lucru la modul cât se poate de sincer. Și anume, faptul că Ortodoxia, să știți că nu are răspunsuri la toate provocările lumii contemporane, provocările la care noi suntem contemporani. În sensul că, punctual, dacă noi ne oprim asupra ceea ce ne confruntă în fiecare parte, Ortodoxia nu are un răspuns în sensul de a se focusa pe un anume aspect al vieții noastre sociale. Răspunsul Ortodoxiei la toate provocările la care suntem noi contemporani, care noi suntem contemporani, este liturgia. Liturgia pe care noi o trăim duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare. Acolo găsim foarte multe răspunsuri. În liturgia la care participăm, sigur, acum mi se pare un răspuns extrem de abstract. De felul cum ar putea liturgia să răspundă sau să dea un răspuns valabil, valid erei tehnologiei în care noi trăim. Să știți că este răspunsul liturghie și pentru aceasta. Eu m-am gândit să mă opresc asupra poate că totuși stau mai bine jos, cam aici câteva gânduri notate. M-am oprit, vreau să mă opresc asupra unor tendințe majore ale prezentului, așa le-am numit eu, în sensul că noi, ca să putem să dăm un răspuns adecvat, un răspuns inteligent provocărilor cu care noi ne confruntăm, este foarte important să chestionăm prezentul cotidian în care ne mișcăm. Nu cred că este o noutate faptul că trăim într-o lume în care oamenii produc și consumă imagini și obiecte. Și accesul la celălalt, la cel din jurul nostru, și tinerii mă înțeleg foarte bine, accesul la cel de lângă noi, la semenul nostru, nu se face decât numai în felul acesta, prin imagine și prin obiecte. Îmi veți spune, cred că e exagerat ceea ce afirm eu acum, cum adică accesul la cel de lângă mine să fie numai prin imagini, prin obiecte. Așa este. Era tehnologiei este cea care pune pe prim rang al vieții noastre sociale, de zi cu zi, imaginea. Nu cuvântul. Imaginea de la tehnologiei este, imaginea este superioară. Deține un primat față de cuvânt. Cum îi cunoașteți sau cum legați prietenii, fiecare dintre cei care sunteți aici de față, legați prietenii prin Facebook, de multe ori.
Vă faci supărări despre o anumită persoană prin Facebook. Când vi se vorbește despre cineva, despre o persoană pe care n-ați întâlnit-o niciodată. Și vă impresionează descrierea despre acea persoană. Primul impuls, aproape instinctual, care este? Să reții numele celui despre care ți se vorbește, să intri să cauți să vezi dacă are cont de Facebook, de Instagram, de Snapchat, sau, dacă nu are nimic din toate acestea, te gândești posibil să ai acces poate la numărul lui de telefon, să vezi imaginea de pe, din avatarul de la WhatsApp. E primul lucru pe care îl facem fiecare dintre noi. Prin urmare, să nu credeți că nu este un adevăr faptul că era aceasta a tehnologiei în care trăim este cea care ne învață la modul subliminal, la modul subconștient să deprindem niște reflexe de a ne raporta la cei din jurul nostru prin imagine și prin obiecte. Prin imagine te uiți pe contul de Facebook, Instagram în general și obiectul pe care îl folosești, telefonul, smartphone-ul, care devine indispensabil pentru viața oricărui tânăr. O mică paranteză, dacă acum aș avea puterea să decid eu ca în secunda următoare toți tinerii să fie deposedați de smartphone-uri, cred că am avea un număr alarmant de oameni nefericiți. Nefericiți. Îmi vei spune că exagerez. Faceți un mic calcul cât din timpul dumneavoastră smartphone-ul, telefonul îl dețineți tot timpul, în permanență, în mâinile dumneavoastră, în fața ochilor dumneavoastră. Nici măcar atunci, iertați-mă că folosesc termenul acesta aici la mănăstire, nici măcar atunci când te duci la toaletă, nu te poți decupla, nu te poți desprinde de telefonul pe care l-ai. Trebuie tot timpul să-ți ocupi din vremea ta, din modul de a-ți gestiona clipele care sunt ale tale, tot timpul trebuie să fii prezent în rețea. Noi nu mai suntem oameni care putem să trăim deconectați. Suntem permanent deconectați la ceva. Și cred că tineri, în general, adolescenți și nu numai adolescenți, mă înțeleg foarte bine. Ce vreau să scot în evidență? Faptul că societatea aceasta de consum în care noi trăim, este o societate în care abundă obiectele în jurul nostru. Suntem conjurați de obiecte. Telefoane, tot ce ține de electrocasnice, toate lucrurile acestea le lăsăm ca să invadeze viața noastră, să ne ocupe din viața noastră. Și fără să ne dăm seama, devenim fiecare dintre noi sclavii acestor lucrușoare. Telefonul, un smart TV, un DVD, orice altceva, noi vedeți că întotdeauna simțim nevoia să fim branșați la ceva. Ori această abundență a lucrurilor care ne înconjoară, a obiectelor, sunt cele care, așa cum ne spun sociologii, cei care se ocupă de acest fenomen al omului care trăiește în era tehnologiei, abundența lucrurilor, a obiectelor de care noi ne înconjurăm, atrage după sine, sigur sună puțin pretențios, dar așa exprimă sociologii, atrage după sine o precaritate a sinelui. Adică, ce înseamnă precaritatea sinelui? Te neglijezi pe tine însuți, chiar dacă îți dai seama că tu ești în centrul atenției. Postând fotografii pe Instagram, tu nu faci altceva decât să te dedublezi. Livrezi celui de lângă tine
o imagine cât mai perfectă, cât mai rotundă despre tine însuți. Tu îți dai seama că nu te reprezintă. Vedeți că pe Instagram, pe Facebook, găsiți fotografii perfecte. Perfecte. În impostaze perfecte. Impecabile. Și de la mare, și la un restaurant, și la o întâlnire pe care o aveți, inclusiv modul acesta tineresc de a se juca tinerii atunci când postează ceva, singur, o grimasă a feței, o strâmbătură a feței, și asta transmite faptul că noi, cei care trăim în această era tehnologiei și în substrat, în era imaginii, care detronează cuvântul, căutăm perfecțiunea. Căutăm să ne livrăm cât mai perfecți celor din jurul nostru. Cât de atenți suntem la fotografiile pe care le postăm pe Instagram. Dacă cineva, un prieten de-al nostru, am fost undeva la o întâlnire și cineva postează o fotografie în care nu ne convine cum am ieșit, prima noastră reacție instinctuală este cea de a pune mâna pe telefon și îi spune să șteargă acea postare de pe Instagram, Facebook sau orice altă rețea de socializare. Toate aceste lucruri trădează faptul că noi suntem într-o criză de identitate. Nu suntem conștienți de identitatea pe care o avem. Care ne-a dăruit-o fiecare dintre noi Dumnezeu. Și atunci, fiind într-o criză de identitate, conștientă, sau mai puțin inconștientă, ne comportăm ca niște oameni telechitați, drogați. Iertați-mă că poate termenul este puțin cam tare, mult prea puternic. Dar spun drogați în sensul că nu realizăm că ceea ce noi livrăm pe rețelele de socializare nu este altceva decât o compensare a faptului că noi înșine suntem într-o formă de degradare, într-o formă de căutare, de criză a propriei noastre identități. Soluția nu este aceasta, să știți. În a ne refugia în rețelele de socializare pe care le folosim. Și noi, biserica, și eu folosesc. N-am cont de Facebook. De Instagram am. Însă, slavă Domnului, cel puțin așa mă pot evalua, să spunem, spiritual, nu sunt într-o criză de identitate. Foarte rar postez fotografii cu mine. Cer mult un peisaj, sau mă gândesc să transmit un mesaj, sau să pot să fac misiune. Pentru că este și un avantaj extraordinar. Dacă ai 1000 și ceva de urmăritori, să spunem, sau 2000, un mesaj pe care l-ai postat o rețea de socializare, are o capacitate, o putere de propagare incredibilă. Adică tu, într-o secundă, te poți adresa la 1000 și ceva de oameni. 2000 de oameni. Dintre care s-ar putea să fie 100 dintre ei, sau 200, înseamnă deja foarte mult, să fie în confuzie. Dacă eu reușesc un mesajul pe care îl postez, întotdeauna știți regula, când postez o fotografie, fie pe Facebook, mai ales pe Instagram, care este destinată, are o destinație precisă să postez fotografii, întotdeauna regula cere să pui mic comentariu legat de acea fotografie. Dacă eu postez o fotografie și sigur o postez cu o intenție precisă, de a face misiune, și am și un comentariu lângă această fotografie, pentru mine este o șansă extraordinară că mă pot adresa la 2000-3000 de oameni într-o secundă. Ceea ce nu pot să fac la o liturghie, la o slujbă, chiar la un pelerinaj de mare amploare, la nivel național. Nu pot, n-am această ocazie. Sigur că nu pot vedea concretețea, să spunem, acelui mesaj. Nu știu ce fel va lucra în sufletul celui care poate accesează sau mă urmărește sau este atent la ceea ce postez. Dar poate 10, 20, 30, 100 ar însemna mult prea mult. Aș fi foarte, foarte optimist. 100 de oameni, dacă reușesc să găsească o limpezime
a gândurilor, a preocupărilor lor lăuntrice prin mesajul pe care l-am postat, atunci un lucru extraordinar. De aceea, din capul locului, vreau să mă înțelegeți foarte bine. Nu demonizez tehnologia. Însă nici nu pot să mă comport ca și cum nu există. Să trăiesc într-o bulă de aer splendidă și să nu-mi dau seama ce se întâmplă în jurul meu. Și să nu realizez impactul pe care îl are la momentul când se poate de concret tehnologia. Din toate punctele de vedere. Vedeți că noi ne lăsăm, sigur, probabil că suntem deja captivi, sclavi tehnologiei și tot ceea ce postează, se postează. Mesajele care ne sunt transmise sunt atât de bine tipuite, atât de bine realizate, atât de bine făcute, încât, inevitabil, ele ating subconștientul meu și încep să mă compor în funcție de ceea ce îmi spune acel mesaj. Oricât aș fi eu să am acest exercițiu al trăsfiei, al rugăciunii, inevitabil devin sclavul tehnologiei. Eu vă dau un exemplu, că întotdeauna ajută foarte mult să vin cu mărturie personală. De când folosesc WhatsApp, te vedeți, ne ticăiește tot timpul. Tot timpul la 8 secunde, tu îți alegi memoria, tu o alegi, ai posibilitatea aceasta. Eu personal simt că mintea mea, puterea de concentrare, este fracturată. Eu gândesc secționat, parcelat. Nu mai am acea unitate de gândire. Pun mâna pe carte, de exemplu, vreau să o citesc. Întotdeauna am deja reflexul natural format să pun mâna pe telefon să vedem ce mi-a scris cineva. Dacă aud sunetul de WhatsApp, sigur, dacă nu mă stăpânesc și mă controlez instinctual, îmi vine, am tendința aceasta de a mă ridica și de a pune mâna pe telefon să văd cine mi-a scris. Prin urmare, tehnologia poate fi o mare binecuvântare, dar poate să fie și un mare neajuns pentru liniștea sufletului meu, pentru unitatea ființei mele. Tehnologia, să știți că este cea care te secționează, te parcelează. Și începe cu gândirea, cu mintea ta, cu faptul că scade și diminuează intensitatea, capacitatea noastră de atenție. Vedeți, tinerii, foarte greu mai urmăresc un film, foarte greu mai urmăresc o conferință, ca cea de astăzi, probabil. Sunt convins că cel puțin 10, 20, 30, 40 din cei care sunteți de aici de față aveți telefonul în mână. Și instinctual aveți tendința de a vă uita pe el. Să vă sustrageți de la ceea ce vă spunem noi aici. De ce? Nu că ar fi neapărat un lucru rău. S-ar putea să nu pot spun lucruri interesante. Suntem dependenți. Este ca un drog. Telefonul și pentru mine, nu o faci iluzii, că eu sunt mai frumos decât fiecare dintre cei care sunt aici, creează o dependență, devine un drog cu care noi vrem să ne hrănim. Și ne convine lucrul acesta. Însă, din păcate, nu ne dăm seama de efectele, nu le-aș numi neapărat nocive, otrăvitoare. De ce? Pentru că sunt atât de soft, atât de catifelate, dacă vreți, aceste efecte asupra psihicului, asupra sufletului nostru, că nu ne dăm seama, nu realizăm, nu conștientizăm impactul pe care îl au asupra noastră. De aceea am început gândurile mele cu această constatare de care toți suntem perfect conștienți. Societatea de consum este cea care caută să te învăluie, să te arunce într-o mare de obiecte. Mare de obiecte. Dacă ne ducem într-un magazin, cumpărăm o carte sau căutăm o haină,
Cei care manevrăm, desigur, tehnologia și suntem conectați, avem exercițiu navigării. Pe internet ce facem? Primul lucru, comparăm prețurile. Să vedem dacă în magazinul în care am intrat, prețul este, să spunem, mult mai mic decât cel pe care noi îl găsim în spațiu online și ne este mult mai la îndemână să facem o comandă online decât să îmi cumpăr ceva mult mai scump din magazinul la care sunt. Prin urmare, suntem înconjurați de obiecte. Obiectul care ne ocupă cel mai mult viața este telefonul, tableta, smart TV-urile, dar cel mai mult acest telefon, care el s-a transformat într-un mic computer. Câți dintre tinerii de astăzi mai intră pe computer sau simt nevoia de așa achiziționa un laptop? Foarte puțin. Pentru că acest mic telefon, acest telefon ține loc și de computer, ține loc și de laptop, pentru că mă ajută să navighez, postez mesaje, sunt prezent în mediul virtual, mult mai prezent în mediul virtual decât în mediul real. Paradoxul este că, și asta o spune unul dintre autorii care s-au ocupat de problematica aceasta Facebook și vă recomand această carte, Teodor Baconski. Facebook sau fabrica de narcisism. Foarte sugestiv intitulat această carte. Teodor Baconski surprinde un aspect absolut esențial. Faptul că noi ne refugiem în virtual, într-o lume ireală, postăm fotografii de care noi suntem conștienți că nu le reprezintă. Prusăm tot timpul, simțim nevoia să ajustăm imaginea noastră, să căutăm fotografia pe care o prelucrăm în Photoshop. Prin urmare, așa cum v-am spus, vrem să livrăm o imagine perfectă despre noi înșine. Teodor Baconski ne spune că, din nefericire, lumea virtualului în care trăim nu face altceva decât să developeze, să scoate în evidență lumea realului în care noi trăim. Cu alte cuvinte, lumea virtualului. Ce postăm pe Facebook? Vedeți că pe Facebook toți devenim curajoși. Avem o identitate, o identitate multiplă. Sunt persoane care au zeci de conturi de Facebook. Zeci de conturi. Unele dintre ele și sub identitate de alt gen, de alt sex decât ne reprezintă. Adică un bărbat poate să aibă 2 sau 3, 4 conturi de Facebook cu nume de femeie. Ori acest lucru, viața din mediul virtual, de pe toate rețelele de socializare din social media, trădează, developează, ne descoperă viața reală a fiecărui om. Poți să-ți dai seama foarte simplu. Sigur, trebuie să ai și o anumită acuitate, anumită inteligență, o anumită capacitate, putere de a prinde esențialul de mâini, că te uiți la câteva fotografii care sunt postate pe contul de Facebook al unui om. Sigur, poate să fie numele real, mai puțin real, nu știm lucrul acesta. Dar poți să detectezi la nivel micro sau poate chiar macro, să-ți dai seama de structura psihologică, de căutările, frământările pe care le are acel om, acea persoană, care stă în spatele unui cont, ascunzându-se și livrându-se, atenție că ăsta e termenul, livrându-se pe sine însuși, fără să-și dea seama, așa cum este el. Exact. Cu cât cauți mai mult să te cenzurezi, să fii cât mai perfect, de fapt, fără să-ți dai seama, subliminal vorbind, tu, de fapt, te livrezi așa cum ești tu. Cu căutările tale, frământările tale, crizele emoționale pe care le ai ca tânăr, ca om adult și așa mai departe. De aceea, cel mai mare pericol, consider, cea mai mare provocare
a lumii de astăzi este că ne înconjurăm de obiecte și uităm de noi înșine. Chiar dacă, așa cum am spus, ne livrăm. Dar avem o imagine perfectă. Vedeți că în lumea în care trăim noi astăzi, se vorbește foarte des despre dreptul la sănătate, dreptul la frumusețe, la spațiu, dreptul la vacanțe. Nu este adevărat ceea ce vă spun acum? E un drept să ai vacanță, să ai spațiul tău, intim, personal, privat, dreptul la sănătate. Dar ce nu este un lucru rău? Însă sociologii și acest autor francez, Jean Baudrillard, care face o radiografie perfectă a lumii în care noi trăim astăzi, chiar dacă el nu face de pe pozițiile unui creștin. Însă să știți că o face foarte duhovnicește. Foarte duhovnicește. Și acest autor se prinde faptul că atunci când vorbim de dreptul la sănătate, dreptul la vacanță, dreptul la zi de bucure, dreptul la frumusețe, mai ales pentru doamne și nu numai, și pentru băieți, pentru adolescenți, de fapt, acest lucru trădează ceva. Faptul că nu mai putem dispune de aceste lucruri, nu mai putem dispune în mod liber de ele. Și să fiu mai explicit. Cum a apărut dreptul la proprietate? Mă, nu vreau să fiu foarte abstract. Dreptul la proprietate a apărut în momentul în care pământul nu mai era suficient pentru toată lumea. Deci pământul, teritoriul pe care tu lucrezi, pământul, de care tu poți beneficia. Nemai dispunând toată lumea de el, atunci să se ține voia de se vorbi de dreptul la proprietate. Sigur că este și o formă de securitate, de siguranță asupra pământului pe care tu îl moștenești de la părinții tăi și este un bun al capitalismului. Dreptul la proprietate. Însă, în momentul în care se vorbește de dreptul la proprietate sau dreptul de proprietate, a apărut discuția pe marginea acestui concept, în momentul în care nu mai era pământ suficient. Și trebuia să-l delimitezi. Să-i dai omului să fie sigur că este al lui și că nimeni nu va tânji și că nu va intra în ogorul celuilalt. Să știți că lucrurile cam la fel stau. Și când vorbim de dreptul de la sănătate, frumusețe, spațiu, privat și așa mai departe. S-ar putea să nu mai dispunem de ele cu adevărat. Și de aceea simțim nevoia să vorbim despre aceste drepturi. Vă spuneam la început, nu știu cât am vorbit, la cât am început, că n-am fost atent, aș vrea și să dialogăm, să nu vorbesc numai eu. Vă spuneam că există câteva tendințe majore ale prezentului. Am surprins în ceea ce am vorbit până acum anterior, însă aș vrea să mă opresc asupra ceea ce înseamnă civilizația gadgeturilor. Acestea sunt gadgeturile. Ceasurile, tot ce ține de tablete, toate sunt cele pentru care sau ne plac foarte mult, fiecare dintre noi. Însă, fără să ne dăm seama, gadgetul nu este o chestiune care să ne fie utilă. Telefonul, noi îl folosim mai mult pentru joc decât pentru utilitatea pe care îl are. Adică, utilitatea lui ar putea să o rezumăm la ce? Faptul că putem să conversăm, să dialogăm, să ne sunăm prietenii în orice moment, în orice clipă, evident, dacă avem și semnal. Cât la sută dintre noi folosim telefonul numai pentru a vorbi? Cred că undeva procentajul ar fi 5%, cu maximă generozitate, 10%. Restul, din 10% până la 100%, adică 90%, îl folosim pentru ce? Ca să ne ocupe timpul, jocul, ludicul. Ori civilizația aceasta a gadgetului, fără să ne dăm seama, relativizează și transformă totul într-un joc. Inclusiv valorile. Valorile în care noi credem. Familie, dragostea de neam, credința. Toate, și să știți că nu generalizez. Vă las să analizați.
veți ajunge la această concluzie, au făcut-o mult mai pertinent cei care s-au ocupat de aspectele acestea. Civilizația gadget-ului îl transformă pe un om, mintea lui, rațiunea lui să înțeleagă că totul este un joc. Și că prea puțin, sau prea puține lucruri, îi sunt folositoare. Credința, familia și tot ceea ce ne împlinește și ne conferă demnitate fiecare dintre noi, demnitatea de fi al lui Dumnezeu. Când transformăm totul într-un joc, inevitabil relativizăm totul. Nu mai prezint asemenea, nu mai prezint aceeași importanță lucrurile care, pentru care înaintașii noștri erau în stare să se jertească. Pentru noi se transformă într-o bagatelă. Și vă spun, vă dau un exemplu. Se vorbește foarte mult de teoria gender. Teoria de gen. Masculinitatea, feminitatea, astăzi, sunt funcționale. Ce înseamnă lucrul acesta? În sensul că sexualitatea unui om este fluidă. Oricând poți să zici tu, cel puțin, acesta este trendul lumii de astăzi, teoriile progresist-liberale, care vor să transforme inclusiv omul, inclusiv noi, ca persoane umane, într-un joc, în niște realități fluide, curge, nu există stabilitate. Tu poți să te trezești ca băiat, la vârsta adolescenței, și să zici că ești de fapt o fată, într-un corp de băiat. Ai o structură psihică, o mentalitate, care este conformată sau aliniată structurii unei fete. Nu este așa? Și vedeți, sigur că încă la noi în România nu sunt atât de convinși toți de această teorie gender, dar în Occident să știți că lucrurile sunt gata de a se înțeles. Totul este o joacă. E inclusiv viața omului. De ce credeți că în Occident eutanasia este legiferată? Viața omului, moartea lui, este un joc care rămâne la latitudinea urmașilor. A celor care sunt conștienți, sunt perfect sănătoși, au capacitatea de decizie. De ei depinde cum să murim. Să avem o moarte lentă, o sinucidere asistată, așa cum să numim eutanasia, sau să murim pur și simplu cum Dumnezeu rânduiește lucrurile. Așa, în firescul lor. Astăzi, totul este transformat într-un joc. Datorită civilizației gadgetului. Că El ne învață să transformăm totul într-un joc. Sigur că este un joc chinuitor. Vedeți tinerii, în momentul în care părinții se apropie de ei și încearcă să le spună, să le transmită un anumit mod de a se raporta la viață, să-i pregătească pentru viață. N-au vreme de ei. Tineri, adolescenți, au lucruri mai importante, să navigheze, să fie în rețea. Nu-i interesează. Toată viața li se pare că este un joc. Sigur că vine un moment în care te inspești de viață, ai fentat-o până într-un anume moment și va veni clipa aceea în care și viața te va fenta pe tine însuți, pentru că n-ai fost pregătit pentru ea. Prin urmare, una dintre consecințele nefaste ale lumii de astăzi, ale civilizației gadgetului, este că totul este transformat într-un joc. Și valorile în care noi credem, cel puțin noi credem, sunt transformate în sunt relativizate. Deci este unul dintre autorii nihilist de altfel, Nietzsche, a spus un mare adevăr. Nihilismul înseamnă momentul în care valorile cele mai înalte sunt devalorizate. Adică familia, credința, vedeți câte ideologii sunt care dinamitează, erodează actul credinței. Ideologii care sunt extrem de ofertante pentru tine. Mai ales cei,
care sunt în mediul virtual. Noi încă nu avem un răspuns adecvat pentru toate aceste teorii, care, vedeți, vin cu destulă vehemență în viața noastră, viața spirituală a României. De aceea, inevitabil, fără să demonizez tehnologia, sunt consecințe nefaste asupra vieții noastre. Era Facebook, așa cum o numește Teodor Parkonski, fabrica de narcisism. De ce se numește fabrica de narcisism? Care este indiciul după care noi ne evaluăm propria noastră personalitate sau ne validăm ca oameni în lumea aceasta? Like-urile pe care le primim. Suntem așa de triști când nu reușim să primim niște like-uri pentru postare. Asta este o formă de narcisism a fiecăruia dintre noi. Și narcisismul acesta creează un om nou pe care eu, dacă mă îngăduiți, aș vrea să vi-l descriu așa cum o face Teodor Parkonski în această carte Fabrica de Narcisism. Să vedeți cum descrie omul nou. Adică omul care trăiește în rețea, omul captiv Facebook-ului. Tipul, citesc, tipul uman care domină acum scena socială și politică e arivistul semi-urbanizat, neciocnit și agresiv, din pricina complexului său de inferioritate. E omul nou, în toată desfășurarea lui mitocănească, stimulat de libertăți pentru care nu s-a luptat, hoț de diplome, de poziții nemuncite, de faimă nemeritată, de putere cu care nu știe ce să facă, acestui tip uman parvenit, obținut prin continuă contraselecție, îi surâde tehnologia la care occidentalii au ajuns după sute de ani de muncă specializată, creativitate și disciplină comunitară. Se simte omul nou, cel mai bine, în limuzine germane. E pofticios după lux și orice strălucește afișează snob, telefoane, vertun, dar nu citește decât tabloide, nu recunoaște că e deplasat, continuă să grohăie lozinci patriotarde, să urască străinii, să evite contactele cu lumea civilizată pe care o copiază strâng și pe care în sinea lui o detestă. Omul nou a pocit văile munților cu petul, care se degradează în mileniu. El își asasinează vecinii cu manele. El conduce Bentley-uri în șlapi și poartă la piață pantofi de crocodil. El preferă litoralul românesc, pe care l-a pavat cu coș de semințe. El s-a săturat de intelectual, de fandosiții ăștia înfumurați, de regulile UE, de obligația surprinzătoare de a nu-și bate opinii. Închiriază cluburi bazate pe pictură facială fluo, mini-golf și open bar-ul cu sucuri naturale. În weekend mai trage la munte o brazdă cu ATV-uri. Constrângerile gramaticale nu-l afectează. Legile sunt făcute pentru fraier. Pilele și șpăcile lui pot obține orice. Pe ușa din dos, el se descurcă, lui repugnă emisiunile culturale. Atât de soporifice, el scrie și pe Facebook, unde n-are loc de finețuri, argumente, politețe sau bun simț. Nu sunteți de acord? Total de acord cu ceea ce spune Teodor Parkonski. Legat de era Facebook, de fabrica de narcisism, de omul nou la care noi asistăm
asistăm astăzi. Oamenii pe Facebook încearcă să se reinventeze. Așa cum v-am spus, sunt într-o criză de identitate, nesiguri și într-o căutare perpetuă a propriei lor identități. Un ultim aspect, și am mai multe lucruri notate aici, este legat de limbaj. Limbajul nu mai este un vehicul de sens. Adică cuvintele pe care noi le folosim nu mai transmit un sens. Și ele sunt folosite, cuvântul, limbajul, anumite expresie, pentru a te alinia sau pentru a te recunoaște cineva că faci parte dintr-un anume grup. Adică limbajul este cel care s-a transformat într-un vehicul de apartenență la grup. Nu de vehicul de sens. De sens. Bun. Foarte teoretic. Foarte abstract. Ce înseamnă lucrul acesta? Observați că în limbajul corectitudinii politice, despre care se vorbește asta. Ce înseamnă corectitudinea politică? O poliție a gândirii. Te determină să fii foarte atent cum să te exprimi. Acum, de exemplu, nu mai poți folosi pentru o persoană care suferă de un handicap locomotorul, să-i spui că este handicapat. Trebuie să-i spui un om cu probleme, cu dizabilități. Cu dizabilități. Și aș putea să vă dau nenumărate exemple de felul în care suntem obligați, într-un fel, să ne exprimăm nu prin naturalețea firescului pe care noi îl simțim fiecare dintre noi, ci să ne adoptăm un limbaj care să ne alinieze la un anumit grup. De exemplu, dacă vei vorbi despre homosexuali, despre minoritățile sexuale, trebuie să fii foarte atent limbajul pe care ți-l asumi. Ca nu cumva, Doamne ferește, să-i jignești. Și să îți asumi un limbaj care se numește, acum vedeți că este foarte la modă și tinerii cred că știu, hate speech-ul. Adică un limbaj care se instige la ură. Nu poți să vorbești despre o persoană homosexuală că orientarea lui din punct de vedere spiritual este greșită. Și că este un păcat în fața lui Dumnezeu. Deja te-ai antrenat într-un limbaj al urii. Îl discriminezi, îl desconsideri. Nu-i acorzi aceeași cinste demnității lui de persoană umană. Ei consideră, și nu numai vorbim de minorități sexuale, de orice fel de minorități, vedeți că s-a inventat termenul acesta de minoritate, tocmai pentru a declanșa în sufletele majoritarilor compasiune, atenție, o grijă sporită ca nu cumva să fie cineva jignit. Ori e lumea în care trăim noi astăzi, o altă provocare la care noi trebuie să fim foarte atenți, este limbajul. Oricând poți să ofensezi pe cineva, fără să stai seama, nu realizezi. Te trezești dintr-o dată când se face o plângere la Consiliul Național de, nu știu cum se numește, de discriminare. Oricând, nu știi, nu realizezi. Că nu ți-ai asumat limbajul pe care ți-l dictează corectitudinea politică. Marxiștii, neomarxiștii de astăzi, care impun o poliție a gândirii. Tu să nu mai fii un om liber. Să-ți asumi anumite concepte și în interiorul acestor concepte tu să încerci să te exprimi. Cred că mă opresc, pentru că deja au venit câteva întrebări și poate am fost puțin cam abstract. O singură provocare asupra care aș vrea să mă opresc. Tot vorbim noi, biserica, de secularizare. Din păcate, nu cred că înțelegem secularizarea așa cum ar trebui să o înțelegem. Este un autor german, un creștin ortodox, convertit la ortodoxie, a fost luteran, care are un mic studiu și ne conferă, ne livrează o înțelegere foarte dreaptă a ceea ce înseamnă secularizarea. Noi, în general, atunci când vorbim de secularizare, înțelegem faptul că oamenii se îndepărtează de Dumnezeu,
credința nu mai ocupă un loc central, nu mai este prioritară, credința nu mai trebuie manifestată în spațiu public, trebuie să devină o chestiune privată, personală, acolo în cămăruța ta sau în biserica ta. N-au ce căuta icoanele în instituții publice, în școli, nici prezența preoților și așa mai departe. În general, cam asta înțelegem noi prin secularizare. Adică un fel de transmutare a trăirii actului credinței din sfera publică în sfera privată. Tu să trăiești pe Dumnezeu tău, personal, acolo în casa ta, să ai o relație așa cum crezi tu cu El. Să știți că, din păcate, și noi ortodoxi suntem ne aliniem, într-un fel, suntem sclavi acestei teorii. Sunt mulți ortodoxi care cred în Dumnezeu, sunt botezați, mai cheamă pe probii când în când, care spun, eu am o relație personală cu Dumnezeu. Nu-i nevoie să mă duc la biserică. De ce să mă duc la biserică? Pot să stau bine mersi acasă, mă pot ruga în particular, pot am o relație specială cu Dumnezeu, n-am nevoie de spațiul acesta eclezial, să mă duc la mănăstire, să mă duc la biserică, să-i văd pe preot, n-am nevoie de lucrurile acestea. Sunt foarte mulți care gândesc așa. Însă, secularizarea, așa cum ne-o descrie acest autor, ca Cristian Fermin, este un autor foarte cunoscut în teologia românească și cea germană, spune că secularizarea înseamnă altceva mai profund decât atât. Lipsa de apetit pentru cultul bisericii, pentru slujbele bisericii. Asta înseamnă secularizarea. Adică nu te mai interesează slujbele bisericii. Se fac prea lungi, prea sofisticate, prea complicate și tu nu mai simți nevoia naturală, firească, de a participa la liturghie. Așa cum simțeau primii creștini. Pentru primii creștini era o dramă. Era o dramă să nu se împărtășească la o liturghie. Pentru ei a nu se împărtăși la liturghie era sinonim cu faptul de a fi excluși, excomunicați din biserică. Pentru că ei aveau conștiința faptului că împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este permanentizarea apartenenței lor ca membri ai bisericii. A acestei calități ca membru al bisericii pe care au primit-o în taina Sfântului Botez. Câți dintre noi astăzi mai simțim că este o dramă? Atunci când vii la liturghie și nu te împărtășești. Mi se pare natural. Absolut normal. Am luat anafora, ne binecuvintează episcopul, ne binecuvintează preotul, luăm aviasma și am plecat acasă. Și suntem foarte mulțumiți că am fost la biserică, am găsit starea de liniște, de acasă.